Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Cristi Ochiu, director relații publice în cadrul primăriei municipiului Galați. Bună seara și bine ați venit! Să rămână și mulțumesc pentru invitație. Și bună seara și telespectatorilor dumneavoastră! Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră și aș vrea să vorbim la început despre cum au fost evenimentele anul trecut, pentru că știu că veți pregăti sau sunteți în pregătire pentru foarte multe evenimente în această vară, dar aș vrea puțin să facem o analiză a evenimentelor de anul trecut, pentru că au fost festivalul pentru toate gusturile, pentru toate vârstele, și street food, și concurs de tenis, și zonă de animație pentru copii în zona centrală a Galațiului. Cum au fost primite aceste evenimente de gălățeni, din, așa cum le-ați văzut dumneavoastră? Ca să spun, de pe partea oficială a băncii, ca să mă exprim așa, da. Au fost primite foarte bine, unele dintre ele fiind locații consacrate, dar care în același timp, nu știu, acum 2-3 ani, poate nu era o obișnuință pentru organizarea de evenimente în acele spații. Mă refer aici în zona pietonală, care se transformă pietonală în weekend de la Spicu. Și o parte din evenimente vor continua, apropo, deci, ca să dăm și o surpriză sau să spunem ce se va întâmpla. Bun, vreau să le luăm pe rând și să, cu ce a început anul trecut? Am început cu 1 iunie, cu 1 iunie în grădină, în grădina publică, lucru care se va întâmpla și anul acesta și încercăm să pregătim o surpriză pentru toți copiii și pentru participanți, dar mai durează o zi, două, până vom vedea și vom fi siguri că vom putea să-l facem va putea fi organizat în locația nouă. Street Food Festival, iarăși... Street Food Festival a fost undeva în toamnă. Un eveniment care a adunat foarte multă lume. Și sperăm și anul acesta organizatorii să vină să își depună proiectul. Apropo, zic lucrul ăsta pentru că chiar în zilele acestea primăria are scoasă o procedură pentru selecție de proiecte culturale, care se termină pe 20 vineri, pe 20 mai. Deci abia de vineri încolo? Abia de vineri încolo putem povesti ce proiecte au fost depuse, urmând ca undeva într-o săptămână, două, maxim, să fie și procedura de selecție finalizată. Oricum, toate cele despre care am vorbit până acum, cu siguranță vor avea loc și anul acesta, mă gândesc că vorbim despre și eu sper să evenimente... vină, pentru că au fost niște evenimente care au fost gustate de public, au fost, dar unele dintre ele sunt și anunțate de altfel. Chiar dacă vor primi sau nu finanțare de la primărie, se pare că organizatorii își doresc foarte mult ca evenimentele să aibă loc. Festival de rock, iarăși... Festival de rock, care începe să facă un switch de sound, în sensul în care nu mai devine super tradițional doar de muzică rock și cumva aduce și muzică din alte spectre. Nu știu cum au fost anii trecuți, nu știu, de exemplu Sub Carpați, care a fost acum 2 ani de zile, nu e neapărat dintr-o zonă de rock, de un sound de rock, da? Dar care prinde la public, prinde la un festival de muzică și, cum au zis și ei, Galați începe să semenea festival de muzică. Au avut la un moment dat o vorbă de genul ăsta direct de pe scenă. O să vorbim pe îndelete despre toate aceste evenimente. Concursul de tenis anul trecut tot așa s-a bucurat de o prezență exact numeroasă. Asta și pentru că ieșisem din pandemie, lumea era dornică să facă sport, să exact facă mișcare. La evenimente sportive organizate de comunitate, putem aminti și semimaratonul Galați, care urmează să se desfășoare în luna mai anul acesta din duminica viitoare, pe 21 exact mai, chiar o să participați, pentru că vă știu... Cred că am să vin, nu știu sigur exact dacă am să și alerg la o anumită probă, dar cu siguranță am să fiu în zonă. Până la urmă este un eveniment al comunității și e frumos ca și Galațiu să fie pus pe harta celor care au evenimente de acest gen. Mai ales că dumneavoastră sunteți și fondatorul Fundației Comunitare, cel care se ocupă de organizarea acestui eveniment în Galați. Deci acum nu știți dacă veți participa ca promotor, ca sportiv? Cred că doar ca, cel puțin ca spectator și ca membru al comunității care se bucură de un eveniment sportiv, unde cel mai probabil voi reîntâlni o groază de amici, de prieteni care i-am cunoscut organizând evenimentul și cu siguranță vor fi acolo. Cauzele la fel, dar cred că cel mai important e bucuria de mișcare și de regăsire cu prieteni și cu oameni care au aceleași plăceri ca tine. Despre toate evenimentele pe care le-am enumerat până acum, care s-a bucurat de cel mai mare succes anul trecut? Cred că e greu de cuantificat.
nu știu, poate și zilele municipiului care au fost vara anul trecut. S-au mutat pentru prima dată. Da, am reușit după 3 ani de zile, de la momentul în care am făcut pași, am reușit să-l organizăm vara. Cred că a avut numărul de spectatori cel mai mare, dar în același timp o parte din celelalte evenimente au fost relativ nișate. Nu știu ce s-a întâmplat la Spicu, au fost făcut fără să fie o parte de o publicitate foarte mare pe el, pe evenimentele care erau acolo, și de toată lumea trebuia efectiv să fie acolo la plimbare pentru a te bucura de ele. Lucru care iar s-a întâmplat dintre evenimentele de la Spicu, nu știu, mi-aduc aminte de cel organizat cu ajutorul comunității Elena, iar care a strâns o groază de oameni, sau cu sprijinul celor care sunt implicați în zona de dansuri populare, care iar au strâns destul de mulți oameni, care sunt fani, care sunt oameni care îi urmăresc pe Facebook, pe cele două comunități. Până la urmă despre asta e vorba. Dar dacă e să vorbim personal, la ce văd, ăla cred că a fost cel mai mare număr, care au venit oameni din toate păturile sociale, ca să mă exprim așa. A venit vremea caldă, în sfârșit ne putem și noi bucura de soare și de căldură afară, așa că probabil iarăși zona aceea de la Spicu și aleea pietonală de la Peuri, care de data este... asta care este undeva la 90%, că am terminat acum și sperăm să poată, sau să poată fi folosită și activată mai degrabă spus, dar aia e mai degrabă o zonă de promenadă. Cel mai probabil evenimentele vor rămâne focusate în zona pietonală, care e un spațiu generos care permite organizarea de evenimente culturale. Cu siguranță vă pot spune că vor fi evenimente culturale făcute cu sprijinul teatrelor din Galați și care se vor întâmpla atât în grădina publică, cât și în zona de la Spicu, dar și în zona foișorului de pe faleză, foișorului mare și amfiteatrului de la foișor. Vor fi evenimente, și aici vă divulg pentru prima dată, vor fi evenimente în fiecare lună, de cel puțin 2 ori, dacă nu chiar în fiecare săptămână. Încercăm să le organizăm în fiecare săptămână, cel mai probabil va depinde foarte mult și de vremea de afară, dar planul este să avem cam în fiecare săptămână evenimente în zona foișorului, de fapt în foișor efectiv. Este un spațiu foarte generos care permite desfășurarea de evenimente. Știu, am organizat evenimente acolo acum vreo 15 ani de zile înainte. Știți, cu atât mai bine, este o zonă foarte ofertantă. Ce înseamnă evenimente? Vor fi evenimente doar pentru copii sau vor fi evenimente pentru muzicale, vor fi evenimente organizate cu teatru de păpuși, teatru de tineri și păpuși. Depinde. Încă lucrăm la program și îl vom definitiva în cursul săptămânii acesteia. V-ați gândit ca dimineața să fie pentru copii și după amiaza pentru... Nu, din experiență lucrul ăsta vor fi doar după amiază spre seară, și motivat de faptul că în timpul dimineața, asta am pățit, am încercat la un moment dat să facem cu teatru de tineri și păpuși acolo dimineața, sunt foarte puțini spectatori, este foarte cald și devine foarte cald dimineața dacă stai efectiv în soare, și nu, zona amenajată nici n-ai cum să faci altfel decât să stai în soare, și din acest motiv evenimentele sunt gândite a avea loc doar după amiaza, când oricum lumea iese la promenadă, se plimbă și e deja în zonă. Este animație deja în zonă, exact. Așa că prind foarte bine astfel de evenimente. Dar având în vedere că vor fi spectacole, că lumea o să fie în număr foarte mare, ați luat în calcul să fie și o zonă de food, de... Sunt destul de multe restaurante, nu am ajuns să ne gândim să fie o zonă de food dedicată acestei locații, având în vedere că oricum sunt restaurantele foarte aproape, dar există interes din partea unor organizatori de a veni și cu elemente de street food în acea zonă. Evenimentele vor fi organizate de ei și nu vor fi organizate de primărie, de-aia vă zic că în momentul de față mi-e greu să zic când. Dar în mare parte sunt restaurantele foarte aproape din zona zidului și atunci e greu, adică n-ar mai fi o motivație foarte mare și nu e o nevoie stringentă de a avea acolo ceva. Când vom afla exact ce se va întâmpla în zona foișorului de pe faleză? De la începutul lunii iunie. În ultima săptămână din mai vom anunța public exact ce se va întâmpla. Aceste evenimente se vor desfășura doar pe perioada verii, când va fi vacanța de vară. Ar putea să întindă și în septembrie, că de obicei la noi septembrie este călduros. Ne ducem undeva din iunie până în august. În septembrie deja, să spunem, vin și alte evenimente și atunci vrem să acoperim acea zonă, în special când, în perioada de vară, când gălățeanul rămâne acasă, în special pentru cei
care nu vor pleca în vacanță, pentru cei care nu vor pleca la mare, la munte și așa mai departe. În ceea ce privește zona aceea de la Spicu, când va deveni zonă pietonală și când veți închide? Pentru că știu că obișnuiți de vinerea după amiază până duminică în seara. În luna iunie, la începutul lunii iunie, și ăla se duce de obicei, depinde cât e vremea de cald. Anul trecut cred că au fost și un weekend sau două din septembrie în care a fost închisă. Ea planificată este până la sfârșitul lui august, dar după aia depinde foarte mult de vreme. Dacă este foarte cald afară, cum a fost anul trecut, da, se mai întâmplă să rămână și weekend-uri din septembrie. O să vă extindeți cu evenimentele dacă va fi cerere și spre zona de la Peuri, aleea pietonală de acolo? Nu luăm în calcul aleea de la Peuri în momentul de față pentru a organiza evenimente de genul ăsta, dar există posibilitatea ca organizatorii independenți de primărie să-și dorească să facă evenimente acolo. Pentru că, repet, zona tradițională au mai fost organizate târguri pe acolo și e posibil să se mai organizeze, dar primăria în momentul de față nu. Repet, concentrarea va fi un pic pe foișor în timpul verii. Și veți lăsa zona aceea de la Spicu? În zona de la Spicu vor fi și acolo. Vor fi și acolo evenimente și la foișor. Au început ONG-urile să se înscrie, să-și prezinte oferta de, eu știu, evenimente, asociații, sunt, pentru că știu că am trecut și acum 2 ani. Da, exact. În momentul de față, repet, suntem în procedură, avem demarată o procedură de selecție. În momentul de față suntem în etapa în care organizațiile non-guvernamentale care au activitate pe zona culturală depun proiecte. Da, sunt câteva proiecte, o parte din ele sunt de anul trecut, nu știu, mă refer la cei cu parada militară sau cu parada de îmbrăcăminte militară. Da. O surpriză și a arătat interesul, nu știu dacă au depus până în momentul de față hârtiile exact, dar și-au manifestat interesul de a veni să ceară finanțare, sunt cei cu demonstrații de tir cu arcul, care au zis, bă, ok, uite, am vrea să facem lucrul ăsta și le-am zis, uite, avem disponibilă, chiar de-abia deschisesem atunci și ai zis, ok, foarte fain, frumos, o să depunem un proiect, vă așteptăm. E o zonă destul de nouă și... Cel mai probabil cei de la Street Food vor depune, pentru că tradițional ei oricum veneau să facă lucrul ăsta și să mai vedem ce proiecte vom mai avea. Dar față de anul trecut sunt și ONG-uri noi care vin acum pentru prima dată și cu, eu știu, evenimente. Da, ăsta, cel cu tirul de arc, e primul proiect de care eu știu care nu a fost anul trecut și care anul acesta a zis că își dorește să participe la manifestări. În ordinea desfășurării... Asta e așa ca un preview la ce se va întâmpla în zona de la... Un teaser de ce se va întâmpla în anii viitori în zona de la Barbuș. Cel mai probabil va fi mai pe gustul lor, având în vedere ce vor să facă și cum își desfășoară ei activitatea. Acum că am terminat cu primul eveniment acesta cu închiderea care se va desfășura acolo în zona Spicu, nu pentru peste mult timp vor fi zilele Galațiului. Da. Ce se va întâmpla anul acesta? Vom avea o serie de evenimente culturale din timpul săptămânii, la fel pe modelul de anul trecut, că sunt expoziții de carte, că sunt ateliere de lucru în diverse locuri din oraș. Anul trecut au fost implicați și anul acesta și-au manifestat deja intenția și sprijinul librării din zona centrală care să găzduiască diverse evenimente dedicate zilelor municipiului Galați. Vom oferi efectiv și premiile municipiului Galați care au fost acordate în decursul anului trecut în hotărâri de Consiliul Local. De o alt eveniment de care știu nu are legătură cu zilele municipiului Galați, dar apropo este Gala Excelenței în Educație, unde primăria este partener fără a o sprijini financiar, dar primăria este partener acolo. E un proiect iar foarte interesant. Foarte interesant, unde copiii care au obținut media 10, media generală 10 anuală. Și olimpicii premiați. Vor fi premiați. Și olimpicii. E o premieră aceasta, da? Deci... Și olimpicii împreună cu profesorii.
Asta e cu atât mai interesant. Avem, știu că din anul trecut este a treia sau a patra ediție. A treia, a dacă treia nu ediție greșesc. Și știu că în fiecare an au foarte mulți copii, ceea ce înseamnă că aici se face carte la Galați. După zilele Galațiului, ce eveniment important? Mai avem, înainte de zilele Galațiului, vom avea 1 iunie. 1 iunie, care da. Va fi, repet, îmi doresc foarte mult să fie în... Parcul de joacă, acest Aventura Park făcut în cadrul municipiului Galați, în zona limitrofă plajei, pe fosta uzina de apă numărul 1. Va fi inaugurat până atunci, pentru că mai e puțin. Asta ne dorim. În momentul de față, probabil în cursul săptămânii acesteia, vom lua decizia dacă va fi acolo sau nu. În principiu ne dorim, în proporție de 99% acolo va fi. Urmează doar să facem anunțul public astăzi, mâine, să vedem exact dacă vor putea fi oferite toate condițiile acolo. Va fi un spațiu neîncăpător, mai ales pentru 1 iunie, pentru că atunci este și zi nelucrătoare, copiii sunt și ei liberi. Și este un spațiu de joacă foarte interesant. Nu știu dacă ați apucat să treceți pe acolo să-l vizitați. Tiroliene? Nu, tiroliene, ci mai degrabă într-o zonă pentru cei care se dau cu bicicletele, cei care se dau cu rolele, cei care se dau cu skate-ul. E un fel de skate park. E o zonă de tubing. E cumva un... E o grădină extrasenzorială. E pentru copii puțin mai mari. Da. Nu e chiar pentru e pentru pitici, să zic așa. Da, da. Dar cu ajutorul nostru sperăm să avem și activități pentru copiii mai mici. Asta se va întâmpla, să spunem, la Parcul de Aventură, dacă se va... Dacă nu, va fi în grădina publică. Da. Va fi una din cele două locații. Asta, deci grădina publică, acolo ce se va întâmpla în grădina publică? La fel publică? Ca la anul trecut, vor fi diverse personaje care vor antrena copiii în diverse jocuri și așa mai departe. Adică, în principiu, va fi cam cum a fost și anul trecut. Se termină și trece și 1 iunie, am zis despre zilele Galațiului. Da. Începe cu siguranță perioada de vară, în care vă spuneam că vor fi evenimente atât în zona de la Spicu, cât și în zona de faleză inferioară. Și aceste evenimente despre care spuneați din zona Spicu și de pe faleză se vor desfășura numai în weekend sau și... Nu, doar în weekend. Da, doar în weekend... În zona de la Foișone cam dorim să fie în fiecare zi din weekend, dar va depinde, repet, de vreme, extrem de mult. În partea de la Spicu, tradițional, cam măcar o zi din weekend va fi acolo ceva, va fi o activitate. Spuneați mai devreme despre festivalul de rock. Anul acesta se va numi altfel, va fi altceva, va fi... Nu, în principiu n-am apucat, repet, suntem în perioada în care așteptăm proiectele. Există o dorință de a continua. Acum va depinde foarte mult să vedem exact ce și cum de organizatori, cum vor face. La fel, primăria își propune să fie partener în proiecte, nu neapărat să le organizeze ea. Plaja Dunărea va găzdui în continuare acest festival? Da, asta pot să vă confirm. Asta puteți să ne confirmați. Dar... Adică locația rămâne aceeași, principială rămâne aceeași. Se știe orientativ, va fi cu plată, fără plată, cât va fi cu siguranță biletul? Va fi cu plată, pentru cu plată, că trecut, organizatorul, da, nu este municipalitatea, ci este un organizator, un ONG cultural. Primăria, de cele mai multe ori, repet, în ultimii ani, a susținut evenimentul, nu l-a organizat în adevăratul sens al cuvântului. Da? Ei își vor face politica de prețuri în funcție și de ce artiști vor veni. Eu știu că undeva până la sfârșitul lunii mai vor da drumul la bilete. Deci înseamnă indiferent că... dacă vor primi sau nu bani de la primărie sau vor fi susținuți, ei vor să dea drumul la bilete undeva într-o săptămână, maxim două. Înseamnă că știți și câteva formații sau măcar sunteți în tratative cu... Știu câteva formații pe care le vor anunța în prima fază, dar îi las pe ei să le anunțe. Atunci o să așteptăm începutul lunii iunie cu foarte multe dezvăluiri în ceea ce privește evenimentele. Putem avea a doua emisiune mai aproape de luna iunie, exact. Eventual după 1 iunie, ca să avem și câteva cadre de cum a fost organizat 1 iunie. Da. Sportul, de asemenea, este foarte important. Da. O să aveți multe apropo evenimente. Apropo de faptul că joacă oțelul mâine.
Mâine joacă Oțelul, atunci este meciul decisiv. Și în seara asta are United meci. Acum nu știu când e înregistrat, exact, da, la futsal. La momentul în care campionă va fi difuzată la emisiunea, o să... Știu. Și avem campionă la volei. Avem și campionă la volei. Iată, multe surprize. Avem și campionat de tenis. Da. Cu tradiție de notorietate deja. Exact. Pentru care anul ăsta, dacă nu greșesc eu, au avut număr record de anul participanți. Anul trecut, în 2022, da, a fost număr record de participanți, aproape 150 de participanți. Anul acesta se va desfășura din nou acest concurs de tenis? Da, ăsta da. Aici pot să vă confirm, pentru că este unul din, la fel ca semi-maratonul Galați, este unul din proiectele care deja a fost aprobat de Consiliul Local și a fost parte din alt apel de finanțare. Ales că este, cred că, singurul astfel de campionat pentru seniori și super seniori. Nu pot să le urez doar să depășească numărul de participanți de anul trecut. Da. Primăria municipiului Galați a anunțat pe site-ul instituției că intenționează să deschidă procedura privind finanțarea din bugetul local a programelor sportive inițiate de către organizațiile sportive. S-a și încheiat. S-a încheiat, da. Cine... Păi, se știu deja, adică... Este Oțelul cu suma cea mai mare, este United după care urmează și după care urmează o serie de alte cluburi, este fotbal feminin FC Universitatea, după care o serie de echipe de juniori, diverse etape de juniori. Dar eu v-am zis echipele care au sumele cele mai mari în momentul de față. Cum s-a luat în calcul, în funcție de cum au depus dosarele? Există un regulament și în regulament, da, efectiv, de ce a scris în dosar, este în funcție de numărul de spectatori pe care îi atragi, este în funcție de sportul pe care îl se practică. Într-adevăr, el a fost gândit, apelul de finanțare a fost gândit pentru sporturile care nu sunt... nu se regăsesc în CSM, în Clubul Sportiv Municipal. Da? Și atunci, cumva, tocmai pentru a putea sprijini sportul de performanță în continuare, s-a ales această soluție de apeluri de finanțare nerambursabilă. Ați ținut cont și de... De ce au făcut anii trecut, de ce ligă sunt, de rezultate pe care le-au obținut în competiții, numărul de sportivi. Că una e să fii un club care, nu știu, să spunem de șah, că vrei să organizezi o competiție de șah, alta este un club de fotbal United, alta este, de exemplu, Oțelul, în care și numărul, stafful este diferit. Repet, și ei se află pe de altă parte în diverse etape. United este să luptă la campionat, Oțelul se luptă să urce în Liga 1 și așa mai departe. Cel mai recent eveniment este semimaratonul. Semimaratonul, după care urmează duminică. 1 iunie și zilele municipiului Galați. Acestea sunt următoarele, care sunt în mai puțin de o lună de zile. Care sunt care vă dau cele mai multe bătăi de cap și... În momentul de față, zilele municipiului Galați, pentru că este și cel mai mare eveniment dintre cele enumerate. 1 iunie, doar că e mai apropiat ca timp, atâta tot. Va păstra rețeta în ceea ce privește zilele legate? Da, vor fi pe faleza superioară va fi închisă, vor fi concerte vineri, sâmbătă și duminică, cu zonă de food ca tradițional. Și adică vor fi exact formula care a fost și anul trecut, o formulă care se pare că a fost îmbrățișată și de publicul gălățean. Care sunt impresiile pe care vi l-au transmis gălățenii? Pentru faptul că le avem vara, faptul că le avem vara fără a renunța la zilele spiritualității de iarna, a contat foarte mult, pentru că publicul a zis ok, prima dată e bine că sunt rupte, una e să vii să te distrezi, alta e să vii și să te gândești mai mult la spiritualitate și mai mult cum să te conectezi cu Dumnezeu. Da? Una e una, cealaltă e cealaltă și lumea a apreciat faptul că cumva, cred că era și o dorință mai veche de fapt, de a încerca cumva să împăcăm ambele laturi ale comunității gălățene, pentru că până la urmă e pentru comunitate. E pentru fiecare dintre noi. Am o vorbă, după 4:30 toată lumea e acasă. E gălățean în sensul ăsta, nu lucrează doar în administrație. Și toate evenimentele, în afară de spectacol, ce spuneați, lansări de carte, expoziții, toate trebuie să aibă legătură cu Galațiul, să aibă, adică dacă cineva lansează o carte... Așa ne-am dorit, dar nu este neapărat obligatoriu. E, până la urmă, sunt evenimente organizate de entități din municipiul Galați și cumva ne dorim să punem în valoare și zona culturală și ne dorim să ajungem inclusiv la lansări de carte ale
unor persoane care sunt gălățeni. Dar cred că asta deține un pic de educație, pentru că dacă vom reuși să facem lucrul ăsta constant în fiecare an, natural vom ajunge și ca autorii gălățeni să-și lanseze cărțile sau cărțile, în operele, în această perioadă. Bun, deci noutatea este că vom avea spectacole și la Foișor. Da, la Foișor, asta e cea mai mare noutate. Faleză, și se anunță acolo și faleza animată, pentru că faleza rămăsese cumva doar o zonă de promenadă, cel puțin în weekend, și da. Dimineața era... Și era foarte aglomerat acum, ce e drept. Recunosc că ăsta a fost unul din motivele care, de exemplu, cât au fost închise pe urile, am evitat să facem... pentru că era prea aglomerată și în momentul în care mai și făceai un eveniment, devenea aproape sufocantă, să spunem. Au fost evenimente, s-au făcut, probabil se vor mai face și independent de primărie, cel puțin știu, unul e un eveniment pentru familie, va fi, e o inițiativă a unui ONG din București să vină să facă un eveniment, un picnic, un fel de picnic în familie, pentru toată familia. Se anunță evenimente frumoase, nu numai acum de vară, și până toamna, pentru exact. Că până la urmă festivalul de rock se desfășoară toamna, la începutul toamnei. Și street food, pot să vă anunț de pe acum că va fi tradit ca de fiecare dată, sau ca în ultima, ca și anul trecut, undeva sfârșitul lui august, începutul lui septembrie. În prima parte a lunii septembrie. În weekendul care prinde 30 august și 1 septembrie. E numai bine, pentru că sunt atunci copii acasă. Da, cred că asta e principala motivație pentru care își doresc să-l organizeze atunci. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mulțumesc vă pentru invitație. Vă mai aștept aici să ne spuneți și mai multe... Ne vedem la începutul lui iunie, repet, după ce, eventual ideal, după ce s-a întâmplat 1 iunie, ca să putem povesti și despre celelalte proiecte cu ele pe masă. Sigur că da, vă mai aștept atunci și vă doresc mult succes să aduceți cele mai bune și cele mai frumoase evenimente aici la gala să le organizați. Mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor!